Tăriceanu, reacție la achitarea lui Ponta, dovezile despre abuzurile și excesele statului paralel au cântrit greu. Celim Popescu-Tăriceanu, presubliniere-dintele al de sublinierei al Senatului, salut decizia în alte curci de casație sublinierei justiție în dosarul rovinarii turceni. Judectorii au decis joi achitarea lui Victor Ponta, de sublinierei din acerea sublinierea se an de închisoare. Salut decizia pe care j-a dat-o astăzi în dosarul lui Victor Ponta. C-j de o dovadă de independenie arace în lege să-mi exercite rolul atribuit de Constituie. Decizia a fost luat ferea ine cont de presiunile externe venite este o dovadă ce a trebuie să funcționeze un sistem democratic. Cred că reformele din justiție vor genera din nou încrederea în valorile democratice și liberale de care România are nevoie. În ultimele săptămâni am văzut multe exemple de independență în numeroase instanțe de judecată. Sunt sigur că dovezile despre abuzurile și excesele statului paralel au cântrit greu în aceste decizii, scrie Tăriceanu pe Facebook. Fostul premier Victor Ponta sublinierei fostul senator Danova au fost achitați, joi, de magistrații instanței supreme în dosarul turceni, rovinar, în care au fost judecat pentru fapte de corupție, în legătură cu încheierea unor contracte de consultanță. Decizia instanței nu este definitivă. Decizia în altei curci de casație sublinierei justiție nu este definitiv, putând fi atacat de procurori. La ultimul termen al procesului, procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru Victor Ponta sublinierei pentru Danova. Ancheta în acest dosar a durat aproape 4 ani. Iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis în judecat în timpul mandatului. Procurorul DNA a solicitat condamnarea lui Victor Ponta pentru fals în înscrisuri sub semnătura privată, complicitate la evaziune fiscală sublinierei sepelare de bani sublinierei o pedeapsă complementar în cazul acestuia.